Și atunci era absolut normal ca votul majoritar din regiune să fie cel să reflecte opinia mea. Bucuria mea a fost că pe Nord-Vest a fost unanimitate, o bucurie, și a doua bucurie că la fel coincide cu ceea ce eu gândesc. Aseară ne-am întâlnit mai mulți, nu numai regiunea Nord-Vest, am întâlnit Transilvania. Și cu trei excepții, cu trei voturi, vreau să spun, din 22, toate sunt pentru a ne continua treaba, că de asta ne-au trimis. Știți ce spun primarii noștri? Că în fiecare județ, prima dată, s-a făcut o întâlnire cu primarii și pe urmă s-a făcut un cerc județean. Deci nu a continuat treaba cu domnul Liviu Dragnea la conducerea PSD? Da, da. Atâta timp cât Parlamentul și-a făcut treaba prin legislație grea scoasă, și nu mă refer numai la legile justiției, mă refer la legea offshore-ului, mă refer la parteneriatul public-privat care îți dă drumul la investiții, lucruri foarte, foarte greu de scos, să știți. Și s-a întâmplat, atâta timp cât guvernul își face treaba, ce ne-a apucat? Deci 18 adică, organizații județene din Transilvania susțin pe domnul Liviu Dragnea cu doar la conducerea partidului. Și care sunt cele trei excepții? Deci exceptând trei voturi din Transilvania, restul sunt pentru a ne continua. Deci, păi cred că le știți deja că au ieșit public. Este domnul Mocioalcă, de la Caraș Severin, de la Timiș, cred, da. Și parcă Alba, nu știu sigur, dar nu vreau să fac precizări, da, că nu aici sunt... Aici era vorba de partid, înțeleg, guvernul merge, însă sunt probleme în partid, nu în guvern. Cei care au semnat scrisoarea, în primul rând, asta au scos în evidență, problemele din partid care se răsfrâng asupra guvernului. Vedeți, noastră, problemele din partid, e normal să discuți în partid, ați făcut foarte bine precizarea, atât timp cât guvernul merge bine, parlamentul merge bine, de ce să ieși public? Dar ai niște majoritate în Parlament, dacă unii sunt nemulțumiți și ați vorbit două persoane și n-am înțeles. Va mai exista majoritate în Parlament după acest cex, dacă vor fi în continuare oameni nemulțumiți care sunt parlamentari și pot vota împotriva proiectelor PSD? Eu sunt convinsă că există foarte multă înțelepciune în acest partid. Sunt convinsă că astăzi vom stea câte ore nevoie, încât fiecare să-și spună părerea și fiecare să audă niște răspunsuri, inclusiv sunt convinsă că vom lua niște hotărâri pentru o mai bună funcționare în interiorul partidului, și în același timp sunt convinsă că fiecare parlamentar care a venit în Parlament e conștient că n-a venit, cum spuneam la început, că el e frumos și deștept, ci că a primit un mandat din partea unui număr mare de alegători în fața cărora trebuie să poată uita în ochi și să le spună. Dar număr mare de alegători nu mai... care au votat fiecare parlamentar în parte, nu mai este de acord cu deciziile pe care le ia Liviu Dragnea, spre exemplu, nu ar trebui ca cei parlamentari să voteze în consecință? Vedeți, dumneavoastră, păi tot rău spre bine. Toată această tevatură exact la această concluzie ne-a condus. Deci nicio organizație județeană n-a luat hotărârea până când a discutat un for lărgit, for de conducere lărgit, nicio organizație, de fapt nu pot spune organizație, grup de organizații reprezentate de vicepreședinți la nivel național, n-au luat hotărârea până când nu s-au întâlnit toate. Deci este modul cel mai democratic în care noi am ajuns la concluzia la care am ajuns. Cum va ieși partidul după această zi? Eu zic că ce nu te omoară, te întărește. Și cred că partidul va ieși întărit. Chiar dacă unii vor avea nemulțumiri, asta credeți că de 14 ani de când sunt membru PSD eu nu am avut nemulțumiri? Acum poate că le-am avut chiar de curând. Adresa conducerii PSD acum, în acest moment, sunteți mulțumită de conducerea PSD, de ați decis să-l susțineți pe Liviu Dragnea? Eu fac precizarea că eu fac parte din conducerea PSD. Deci sunt unul dintre vicepreședinții partidului. La președinte. Da, deci vreau să fac o precizare. Nu e ușor de lucrat cu Liviu Dragnea. Dar în același timp nu poți să nu vezi, să derulezi tot ce s-a întâmplat cu acest partid de când Liviu Dragnea îl conduce. Deci noi am câștigat zdrobitor alegerile pe baza unui program de guvernare care a fost coordonat de către Liviu Dragnea. Spun că ați căzut în frustrări. Apropo că vorbim de frustrări și că toți avem frustrări. Vă dați seama cam ce frustrare are Liviu Dragnea în momentul în care câștigă alegerile cu un program pe care l-a coordonat și nu poate fi prim-ministru? Nu mai intru în detaliu de ce. Deci, eu nu cred că există vreun PSD, eu nu cred că există vreun om din România, pentru că prin măsurile care s-au până acum
Cam toate segmentele au fost atinse. Mă refer la salarii, mă refer la pensii, mă refer la legea pensiilor pe care o pregătim acum, prin care să modificăm, la măsurile pentru oamenii de afaceri, deci în toate domeniile. Și atunci, de ce ar fi... De ce spuneați că e dificil de lucrat cu Liviu Dragnea? Din ce punct de vedere? Nu știți cum, toți suntem mai deschiși, mai vermetici, mai... Deci, dumnealui nu-i genul care... Adică, n-a existat niciodată să nu poți merge să-i spui o problemă, să sesizezi o problemă. În ultima instanță, chiar pe WhatsApp, n-a existat niciodată să nu ia în calcul o discuție pe acea problemă. Acum, că nu toată ziua, bună ziua, ne întâlnim, poate că ar trebui să ne întâlnim mai des. Da, susțin și acest lucru, ar trebui să ne întâlnim. Părerile celorlalți are în jurul lui doar câteva persoane pe care le consultă și nu se mai consultă cu conducerea, cu ceilalți membri din conducerea partidului? Deci sunt câteva persoane și de-a lungul timpului care sunt omniprezente în jurul dumnealui. Asta nu înseamnă că statutar noi nu ne întâlnim să discutăm problemele importante. Culmea că aceste persoane s-au cam schimbat, s-au cam rotit. Chiar dintre contestatarii actuale au fost la un moment dat cei omniprezenți. Ați avut un birou politic național în care să decide. Vă aduc aminte că am avut multe cexuri. Deci, sigur, la începutul acestei doamne. Am avut birouri permanente săptămânale. Va fi și acest lucru. A fost o perioadă când am avut săptămâna birou permanent. Sunt convinsă că după ziua de astăzi vom avea săptămâna birou permanent. Credeți că una dintre nemulțumirile celor care au semnat scrisoarea sau au susținut-o este justificată? Legat de o mai bună organizare, în sensul să ne întâlnim mai mult, de o conducere, hai să zic, mai colectivă. Da, au dreptate. În rest, eu nu pot nimic de acolo. Una din problemele ridicate de acel comitet de inițiativă este posibilitatea apariției în Parlament a unei greve, ceea ce trece dincolo de problema partidului din care faceți parte. Ar putea să blocheze anumite proiecte care sunt importante pentru tineri, pentru bătrâni, pentru bolnavi și așa mai departe. Cum veți evita acest scenariu? Pentru că acest comitet de inițiativă spune că sunt peste 50 de parlamentari care sunt gata să intre într-o grevă parlamentară dacă domnul Dragnea nu pleacă. Eu aștept să-i văd pe acești parlamentari. Noastră, vă dați seama prin ce mă întrebați unde conduce răspunsul? Adică fiecare cum se supără într-un partid face grevă? De asta ne-au trimis pe noi oameni în Parlament să facem grevă? Eu mă duc săptămâna la casă, la mine în colegiu. Fiecare merge acasă în colegiu, unde vin oameni în audiențe pe probleme personale sau chiar pe probleme generale legate de cum li se pare lor că trebuie să funcționeze această țară. Și vin cu ele și le expun. Păi cum am mai duc eu să mă întâlnesc cu oamenii când brusc mie nu mai îmi place de o persoană, întâmplător președintele partidului, și eu fac grevă în Parlament și nu fac treaba pentru care m-au trimis până nu pleacă acel om. Adică nu e anarhie. Într-un partid e democrație. Și sunt rezolvate problemele și ale guvernării și ale partidului, nu neapărat legat de Liviu Dragnea. Spuneau că o parte dintre punctele din programul de guvernare nu au fost atinse, modificări la nivelul guvernului pentru a lucra mai bine guvernul. Deci cred că știți de la ultimul cex pe care l-am avut că urma să avem un cex tocmai pentru a gândi o remaniere în guvern. Bineînțeles că trebuia să vină primul ministru cu o evaluare, pentru că cel mai bine vede primul ministru, care ministru cum și-a făcut treaba. Asta e principalul rol al primului ministru. Ați monitorizat cu doamna Viorica Dăncilă că aveți o relație apropiată cu dumneaei. Dumneaei este în continuare alături de Liviu Dragnea? Deci vă mărturisesc că n-am discutat. Am avut întotdeauna o relație foarte apropiată de doamna Dăncilă, pentru că 10 ani am fost împreună în organizația de femei. Dar doamna Dăncilă este un om ultra ocupat și cu probleme extrem, extrem de importante. Noi astăzi avem vreme să ne spunem părerea înăuntru în ședință tot. Doamna ministru, de modul în care au fost făcute numirile în diferite funcții, dacă vorbim de deconcentrate, dacă vorbim de numiri în guvern, pentru că spuneau cei contestatarii lui Liviu Dragnea că a fost singur, adică a decis singur atunci când a făcut anumite numiri în instituțiile statului. Vă spun cinstit că e un subiect pe care eu chiar nu-l știu, adică niciodată nu m-a interesat acest aspect legat de cum se fac numirile. Ce m-a deranjat și în momentul în care, chiar în momentul în care era ministru, că altfel aș vedea ca să poată funcționa o guvernare bine. Eu, de exemplu, mie îmi place, de exemplu, foarte mult guvernarea de la americani. Adică pleacă administrație, vine administrație. Încât pe verticală să ai toate instrumentele încât să spui în aplicare ceea ce te-ai angajat în fața oamenilor. Dumneavoastră, în cazul ăsta? Deci,